am ajuns la concluzia că predica de fapt este profetică. Cel de la amvon nu știe acest lucru. Și bine face că nu știe. Dar știe cel ce aude acest lucru. Și el are această experiență, el spune, mi-a vorbit Domnul. Cel care a vorbit chiar nici nu știe, este în întuneric. Celălalt știe ce era în sufletul lui și ce s-a întâmplat cu el acolo. Descoperirea cuvintelor Domnului nu ține atât de mult de Domnul. El se descoperă nouă tuturor, fără niciun fel de excepție. Ține însă foarte mult de noi, dacă noi vom crede și vom primi aceste cuvinte, dacă ne vor merge la suflet și ne va hrăni inima. Dacă nu, cuvântul va fi dat oricum, el însă va rămâne doar ca o mărturie pentru noi. Mă bucur că avem Biblia deschisă în fața noastră, deși Scriptura traversează niște vremi extraordinar de grele. Am gândit noi că vremea în care traducătorii Bibliei au fost arși de vii, acele au fost vremuri foarte grele. Ne-am gândit noi că vremea în care, dacă dețineai o Scriptură, erai condamnat la moarte. Am cântat despre valdenți care umblau cu Scripturile cu sute pe sub haine și vindeau mătăsuri și vindeau și evanghelii, adică vindeau, împărțeau oamenilor evanghelii, și am socotit acestea niște vremi primejdioase. Dar Biblia nu spune acest lucru. Dimpotrivă, spune că atunci, în Cântarea Cântărilor, spune că atunci când bate crivățul acesta al persecuției, atunci miresmele grădinii lui Dumnezeu se ridică și se răspândesc. Și așa este, sângele martirilor este sămânța bisericii. Ați citit câte sute mii de frați și surori creștini au fost decapitați, au fost batjocoriți în ultimul grad, arși de vii, răstigniți pe cruci, torturați în fel și chip, în zilele noastre în care noi venim aici. Și chiar de une zi am văzut o sărbătoare atât de mișcătoare a celor care au rămas din aceste biserici pentru cei care au fost martirizați pentru numele Domnului, pentru singura vină că au crezut în Dumnezeu. Noi am gândit că aceste vremi au fost niște vremi primejdioase și gândim că aceasta este o primejdie foarte mare în care creștini luați din școală, copii, ești creștin, da, treci deoparte, tu ești creștin deoparte și după aceea au fost împușcați, după care au fost omorâți copii în sala de sport și așa mai departe, pentru lucrul acesta. Am gândit că aceasta este primejdie, dar nu este aceasta primejdia cea mai mare. Ferice va fi de voi când din cauza numelui meu vi se va întâmpla așa ceva. Aceasta este o fericire, așa spune cuvântul Domnului. Primejdia însă vine din altă parte. Niciodată Scriptura nu a fost mai pervers atacată, atât din afara bisericii, cât și din lăuntru bisericii. Niciodată! Acestea sunt vremuri periculoase, într-adevăr, și ele au fost profetizate, ni s-a spus, în vremele din urmă vor fi vremuri grele, adică vremuri periculoase, vremuri primejdioase. Este așa de alunecos, este așa de greu de deosebit. Îmi arăta de une zi ginerele meu o diagrama unui creier și îmi spune o poză de la un creier și zice, unde este cancerul în creierul ăsta aici? Și eu am văzut o pată neagră ca o hartă și am zis, uite, ăsta cred că este. Și a spus, nu este ăsta. Mai uite-te, m-am uitat, n-am văzut nimic. După care mi-arată o pată care părea că e un fel de lumină, un pic deosebită de fondul pozei. Zice, vezi asta? Da, aici este nenorocirea. Semăna atât de mult, cu greu o deosebeai, cu greu. Trăim aceste vremi acum în care, spune Biblia, Satana se preface nu într-un diavol roșu cu furcă în mână, ci într-un înger de lumină se preface. Și slujitorii lui nu se prefac în vrăjitoare cu mătura sau cu arătări prin morminte, prin cimitire. Nu, nu, nu. Ei se prefac în slujitori ai luminii. Aici, aceasta este într-adevăr o vreme primejdioasă. Predicam de une zi într-o biserică și chiar în fața mea a fost un candelabru mare și stând eu pe scaun și așteptându-mi rândul să merg la amvon, am observat că deasupra candelabrului acestuia era o măiastră pânză de păianjen bine întinsă acolo între brațele candelabrului și vânătorul era alipit de corpul candelabrului. Aproape că nu l-am văzut, aproape că nu se deosebea culoarea lui de cealaltă. Și muștele, cum sunt muștele, fluturi, muște trag la lumină.
Imediat ce s-a aprins lumina acolo, gata, au început să vină din toate părțile. N-am văzut vânătoare ca aceea. Am numărat până la un timp, dar mi-am dat seama că cineva mă ține de vorbă în loc să mă gândesc la ce urmează să spun. Să stau să număr câte muște prinde ăsta pe minut le captura, toate veneau la lumină. Și am predicat în acea adunare și am spus, zic, am observat, fără să spun că chiar atunci observam lucrul ăsta, dar am spus că am fost eu undeva și am văzut așa ceva și am zis, nu există undeva o pânză de păianjen mai maestru întinsă de acest vânător decât lângă lumină. El știe că oamenii vor trage acolo sau victimele respectiv vor trage acolo la lumină. Așa că în lumină nu suntem protejați decât așa cum a spus Marele Om al lui Dumnezeu, prin lumina ta vedem lumina. Aceasta este calea. E vremea primejdioasă. Nu te poți duce cu Biblia în școală, e caz de pușcărie. Dacă te duci cu Biblia în școală, dacă încerci să vorbești cu elevii despre credința în Dumnezeu. Însă ți se recomandă să mergi cu Biblia la pușcărie dacă vrei. Dacă oricâte Biblie vrei să duci la pușcărie, nu este o problemă. Chiar ești rugat să duci Biblia la pușcărie, dar să nu cumva să le duci la școală. Întreb pe conducătorii noștri, au nevoie de pușcăriași mai mulți, nu ajung câți avem acum în țară aici, au nevoie de mai mulți pușcăriași. Se tem că dacă mergem cu Biblia la școală, or să fie mai puțin pușcăriași? Probabil că da. Probabil că unii oameni ar rămâne fără servici dacă a merge cu Biblia la școală sau dacă a merge cu ea în anumite locuri. Acestea-s vremuri primejdioase când locul Scripturii este negat oriunde în altă parte decât în mijlocul fără de lege. Acolo este permis, acolo vă puteți duce cu ea, dar nu în altă parte. Mulțumim lui Dumnezeu că încă putem să venim în locul acesta și încă putem să deschidem cuvântul. Ferice de voi, spunea Mântuitorul, că de ochii voștri că văd aceste lucruri și ferice de urechile voastre. Mulți oameni au dorit să vadă așa ceva, să audă. N-au avut ocazia aceasta. Au fost citite frumoasele cuvinte de introducere din Psalmul 32. Ele constituie, de fapt, temelia a ceea ce noi numim neprihănire prin credință. De acolo, în Romani, capitolul 4, de acolo, pe această temelie este zidită neprihănirea prin credința în Hristos. Și începe Pavel așa, versetul 1 din capitolul 4. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Abraham? Ce vom zice, dar că a căpătat prin puterea lui? Vă rog să subliniați acest cuvânt. Acesta e cuvântul cheie de aici. Prin puterea lui. Ce vom zice că a căpătat prin puterea lui? Ispita noastră și ispita ființei umane nu este de a face un lucru sau altul, ci de a încerca de a-l face prin puterea ta, de a-l declara ca produs al puterii tale. Aceasta este ispita. Ce vom zice că a căpătat prin puterea lui? Dacă Abraham a fost socotit neprihănit prin fapte, așa cum a spus Iacov, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Da. S-a subliniat, da? Cuvântul cheie este, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Abraham nu are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. Acum, din nou, ispita pentru noi. Ispita pentru noi nu este trăirea credinței. Ispita pentru noi este de a face din trăirea aceasta un motiv de laudă înaintea lui Dumnezeu. Uite cine sunt eu, de ridicarea eului înaintea lui Dumnezeu. Abraham, într-adevăr, are cu ce să se laude, cum au mulți oameni cu ce să se laude în credință și pe drumul credinței. Și bine fac că se laudă și au cu ce să se laude, foarte bine. Nenorocirea este când cineva încearcă să se laude cu așa ceva înaintea lui Dumnezeu. Are cu ce să se laude omul, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Acolo, Abraham va fi mântuit ca și tâlharul de pe cruce, ca și Fecioara Maria, ca și Noe, ai căpătat îndurare, ai căpătat har, ai căpătat milă de la Dumnezeu și punct. Absolut nimic altceva. Celelalte sunt înaintea oamenilor. Nu înaintea lui Dumnezeu. Ca oamenii văzând faptele voastre bune, cine văzând? Oamenii.
are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu, ci înaintea oamenilor. Oamenii, văzând faptele voastre bune, să proslăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Faptele noastre bune n-au avut niciodată menirea să fie monedă de cumpărat cerul sau de îngânfare din aceasta de mândrie spirituală. Duhul s-a împietrit până la mândrie. Ultimul stadiu al împietririi, cancerul sufletului, este mândria. Faptele bune nu au rol de a mântui pe cineva sau cineva să fie mântuit prin ele, să se laude înaintea lui Dumnezeu. Ele au rol de mărturie. Oamenii, văzând faptele voastre bune, lucrul vostru bun la atelier, răbdarea voastră, purtarea voastră, oamenii, despre oameni este vorba, ei văzând așa ceva, să se întoarcă la Dumnezeu. Voi nu veniți cu aceste fapte la Dumnezeu: Doamne, postez de două ori pe săptămână, uite ce fac, uite ce sunt. Nu, nu, omul acela nu poate să se coboare de acolo neprihănit, ci se coboară sărmanul altfel. Scrie Scriptura: Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta s-a socotit ca neprihănire. Aceasta, credința, a crezut pe Dumnezeu. Am ascultat cuvintele din Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Acum, Pavel întreabă aici, fericirea aceasta este dată unei anume categorii de oameni sau la toată lumea, întreabă el aici în versetul acesta. Fericirea aceasta, versetul 9, este numai pentru, să zicem, cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Ce spune, ce am avea de spus, pentru cine este fericirea aceasta? Ferice de cel cu păcatul acoperit. Pentru cine este fericirea aceasta? Ferice de cel cu fără de legea iertată. Pentru cine este fericirea aceasta? Cine poate să mă ajute cu un răspuns? Pentru ambele. Pentru ambele, pentru oricine? Nu, cum? Pentru oricine. Mulțumesc de răspuns. Răspunsul este acesta. Pentru cine l-a crezut pe Dumnezeu. Cine nu l-a crezut, pentru el nu reprezintă chiar nimic. Ați observat că vestea bună, cea mai bună veste bună care a fost adusă lui Iacov în timpul vieții lui, fiul tău Iosif trăiește, vestea bună aceasta l-a lăsat rece. Așa spune Biblia. Iacov a rămas rece și niciun pic nu l-a impresionat. De ce? De ce s-a întâmplat? De ce o veste ca aceasta s-a auzit de copilul tău după atâția ani, că de fapt nu e mort, este viu și este acolo unde îndeplinește slujba aceasta? Cum să te lase rece o așa veste? Pe el l-a lăsat rece. Iacov a rămas neclin. De ce? El n-a crezut așa ceva. El n-a avut putere să creadă. Era prea frumos să fie adevărat. Sunt unele lucruri în fața cărora sufletul tace. Sunt prea mari pentru noi. Mai bine tac, mai bine nu zic niciun cuvânt. Era prea mare această veste pentru el. Când a văzut cu ochii lui, deci tu tot mai trăiești, deci Iosif mai trăiește. Atunci a reușit el să asimileze, să digere această veste bună. Așadar, fericirea aceasta ne este dată nouă tuturor, e dată oricărei ființe de pe pământ. Dumnezeu este Cel care în Hristos a acoperit păcatele și fără de legile oricărei ființe care s-a născut vreodată în lumea aceasta. Dar de fericirea aceasta nu o să aibă parte decât Cel care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Cel care îi spune lui Dumnezeu: e prea simplu, eu vreau pe altă cale. Eu vreau prin mătănii, prin penitențe, prin alte mijloace. Omul acela nu poate să fie fericit. N-are cum, că el nu a crezut pe Dumnezeu. Aici spune: ferice de omul acela care l-a crezut pe Dumnezeu. Care a fost lucru pentru care Maria Fecioară a fost declarată fericită? Cine spune? Mulțumesc, mulțumesc de răspuns. Ferice de aceea care a crezut. A crezut cuvintele Domnului. Nu s-ar fi putut îndeplini nimic. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. N-ai cum, fiindcă cine se apropie de el trebuie să creadă. Acum, cred că vă dați seama. Se face o distinție pe această linie și e foarte dureroasă. Mulți leproși erau în Israel. Dar Dumnezeu n-a găsit decât pe unul care să creadă așa ceva.
Iisus a mers la Nazaret și ar fi vrut să vindece tot orașul, toată lumea și câinii și pisicile, să nu rămână nimic bolnav în orașul acela. A putut să facă lucrul ăsta? Nu, din ce cauză? N-au crezut. Cine mai e vecinul nostru, e tâmplar, nu se poate așa ceva. Deci nu au crezut. La fel se întâmplă și astăzi. Ne rugăm împreună cu mulți oameni și pentru mulți oameni ne rugăm. Binecuvântarea cade peste o văduvă din Sarepta Sidonului sau cade peste un lepros sirian. De ce? Pentru că el a crezut. Din motivul acesta spune Pavel că de acolo vine neprihănirea lui Abraham. Din faptul că el a crezut pe Dumnezeu. Ferice de acela care a crezut cuvintele acestea. Le-a luat în serios. Cu alte cuvinte, a trecut la fapte. Cum spunea cineva, zice, nu? Se numește faptele apostolilor, nu vorbirile apostolilor, statul de, sau predicile. Faptele apostolilor. A trecut la împlinirea acestor cuvinte. Ferice de acela care a crezut. Atunci când ne-a îndemnat fratele Popescu să spună rugăciunea Anei la început, atunci când Ana s-a întors la masă, Biblia spune că fața ei n-a mai fost aceeași. De ce? Cine poate să-mi spună? Sigur că înainte avea o față nenorocită, acum avea o față fericită. Ce a făcut diferența aceasta? A crezut! Nota 10. A crezut! Nu se întâmplase nimic! Dar ea a stat de vorbă cu Dumnezeu și ea a crezut din toată inima că Dumnezeu poate să împlinească acest cuvânt. Și când a venit la masă, Biblia spune simplu, fața ei n-a mai fost aceeași. De ce este marcată viața noastră de nefericire? Cine poate să-mi spună? Pentru că nu credem. Pentru că nu credem. Și de ce nu credem? Păi, este simplu. În primul rând, credința este legată de ceea ce cunosc despre acela în care cred. Într-un necunoscut. Ce încredere să am într-un necunoscut? Să las copiii cu un necunoscut. Ce încredere să am într-un astfel de om? Timpul nostru petrecut cu Dumnezeu, experiența vieții, cum spune Calvin, zice, tot universul ăsta, tot ce se întâmplă în el și pe pământ, sunt numai litere dintr-o carte care ne învață ceva despre Dumnezeu, litere care formează cuvinte. Toată viața noastră învățăm un singur lucru, din tot ce ni se întâmplă, din tot ce se petrece în jurul nostru, învățăm un singur lucru, să cunoaștem pe Dumnezeu. Aceasta e viața veșnică, să te cunoască pe tine. Veșnicia se va ocupa cu acest lucru. Viața zboară, eu am să schimb prefixul, adică am schimbat deja că a apus soarele din seara aceasta. Am să schimb prefixul. Viața aceasta zboară, dar viața veșnică este marcată de un lucru care nu poate avea niciun fel de sfârșit. Cunoașterea de Dumnezeu nu are niciun fel de sfârșit. De aceea ne-ar trebui o adâncă umilință când vorbim despre măsura adevărului, cât cunoaștem, cine suntem, ce facem. Ar trebui să fim marcați de adâncă umilință când vorbim aceste lucruri. Pentru că, așa cum a spus Solomon în expresia lui, care parcă a fost un duș rece, dar ce a zis el să locuiască Dumnezeu într-o casă? Prima dată când a văzut el atâta aur, atâta cedru, atâta lemn mirositor, ce lux era acolo, nemai auzit, și vorba unora despre palatul de la Kremlin, zice, cum s-ar mai rămâi sănătos, frățioare, când stai într-un loc ca ăsta? O ființă umană nebunește la cap, n-ai cum să stai în așa ceva. Dar Solomon făcuse toate acestea ca să ceva demn de Domnul, se gândise el. Și nici nu cred că a avut vreo idee mai înaltă sau exista pe pământ în vremea aceea vreo formă mai înaltă de manifestare, știu eu, a slujbelor sau a locului sau a toate astea, legat de vreun Dumnezeu în lume. Nu cred că era ceva peste aceasta. Dar când se roagă, Duhul Sfânt vine peste el și el spune, dar ce, să locuiască Dumnezeu într-o casă făcută de mâini? Să locuiască Dumnezeu într-o cutiuță ca aceasta, niște idei ale noastre despre el?
Nu, zice el, cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Cum te-ar cuprinde, Doamne, casa aceasta? Ce fel de Dumnezeu ar fi acela pe care să-l cuprindă casa aceasta? Sau mintea aceasta, sau o carte, sau un popor, sau o lume, o istorie? Cine ar putea, când e vorba de cerurile cerurilor, nu pot să te cuprindă? Ferice de omul acela, spune David, ferice de omul acela cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Și prima noastră tendință e să întrebăm care e condiția, cât cer pe asta, care este prețul. Vă amintiți probabil, frate Popescu, că eram aici în colțul ăsta, aici erau buruieni multe crescute înăuntru de mulți ani și era acoperișul căzut și noi stăteam de vorbă cu familia care a donat proprietatea aceasta, cu Joseph și cu Elena și frate Barbu ați fost de față și vă amintiți că prima noastră întrebare către dânsii a fost acum, eu am zis, bineînțeles, eu am spus acum the painful question, întrebarea dureroasă, care e prețul acestei proprietăți, am întrebat noi. Ca asta e întrebarea dureroasă, pe noi ne interesează care e prețul. Când am venit din România, aici acum aproape 20 de ani, primul lucru pe care îl întrebam despre o mașină când am venit, cât consumă la sută? Americanii se uitau lung, ce ai spus? Cât consumă la sută? Nu știu, frate. N-am găsit nici măcar unul care să-mi spună cât consumă la sută prima grija noastră. După aceea, când am venit prima dată, tot înmulțeam câți lei este pe un dolar. 2, 3, 15 lei, 18 lei, tot așa calculam. Ia uite, bă, cât costă. Tot timpul făceam aceste socoteli. Avem în sânge ca oameni lucrul ăsta. Și când vine Dumnezeu cu o ofertă ca aceasta, vreau să mergem aici împreună în Psalmul 32, când vine Domnul cu o ofertă de acest fel, cum este cea care începe, ferice de cel cu fără de legea iertată. Vine aici în adunare la noi și spune aceste cuvinte în eter, în aer, în fața cerului și apoi nu discută cu nimeni. Ați observat că Dumnezeu obișnuiește să facă lucrul acesta. Și când este vorba de o lucrare a lui Dumnezeu. Nu totdeauna se întâmplă să aibă noaptea Pavel un vis, trece Macedonia și ajută-ne. Nu se întâmplă întotdeauna. Uneori vine Domnul însuși în persoană, într-un loc, și spune, cine va merge pentru noi? Fără să zică tu sau tu, cine merge pentru noi? Și atunci, unul dintre toți, Isaia, zice, am zis, iată-mă, trimite-mă, dacă tu între... N-a mai zis nimeni că în momentul când a spus, cine merge pentru noi, s-a adresat la toată lumea. Dar toată lumea a avut motive, unii că sunt prea sfinți, alții că sunt prea păcătoși, sau... dar Isaia a spus, Doamne, sunt un om pierdut, sunt un om în situația asta, îmi dau seama de situația mea, dar dacă Tu mă trimiți, iată, mă trimite-mă, acesta este... Și așa face și acum. Nu vine Dumnezeu aici la biserică să zică, tu Dumitre sau tu Mircea, uite, ți iert păcatele, tu mergi acasă, ți-am iertat datorile, ți-am iertat fără de legire, nu. Domnul vine aici în fața noastră și rostește aceste cuvinte. Zice, a trecut prinaintea lui și a rostit numele Domnului. Păi dar nu era chiar el? Chiar el, păi dar de ce n-a spus și a spus numele? Nu, el a spus numele Domnului. Dacă tu crezi lucrul ăsta și primești, e al tău, dacă nu, va trece mai departe. La fel vine aici. Ferice de cel cu fără de legea iertată, predică Domnul în lumea întreagă. Și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Care ar fi prima întrebare care se naște imediat în sufletul nostru? Cine spune care ar fi prima întrebare? Acum nu cred că e cineva care n-ar vrea totuși să-i fie iertat păcatul și acoperită fără de legea. Nu cred că e cineva care să spună. Poate să fie cineva înrăit și să vrea să trăiască și să moară în fără de legea lui. Dumnezeu îi va respecta alegerea. Dar care ar fi primul nostru impuls, noi care dorim într-adevăr să ne fie iertat păcatul și acoperită fără de legea, care ar fi primul nostru impuls? Păi ce ai întrebat tu pe Domnul prima dată, dacă tu ai vedea cu ochii credinței pe Domnul aici, predicându-ți ție în seara asta, ferice de omul cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ce ai zice tu? Mie mi-a venit să întreb așa. Doamne, ce să fac ca să zic ce am de făcut?
Prima mea întrebare asta ar fi: spune-mi ce am de făcut. Ați observat că și Maria a întrebat lucrul acesta. I-a zis, care e partea mea, întreabă aceasta? Îngerul Gabriel i-a spus, salutare, binecuvântată ești tu între femei. Și a zis, am înțeles, am crezut din toată inima, ce am de făcut? Tu nu ai de făcut nimic, cel prea înalt te va umbri, puterea celui prea înalt va veni peste tine. Cel prea înalt este cel care va face lucrarea aceasta. Partea ta s-a îndeplinit. Care a fost partea ei? A crezut. Dar cu acea credință vie, nu cu o credință moartă, despre care întreabă Iacov, poate oare credința asta moartă să mântuiască pe cineva? Nu, ci cu o credință vie. Așa că, dacă am auzit cuvintele acestea, prima noastră întrebare aceasta ar fi: bine, bine, Doamne, aș dori să mi se ierte păcatul, să mi se acoperă fără de legea, dar ce urmează să fac? Ce ar trebui să fac? Zi-mi ce trebuie să fac. Și care credeți că ar fi răspunsul Domnului către noi? Ce ne-ar spune nouă Domnul personal? Dar când răspundeți la treaba aceasta, trebuie să vă gândiți la alte instanțe în care Domnul i-a spus omului respectiv ce să facă. Care e partea lui? Când tu ai întrebat pe Dumnezeu, Doamne, eu aș vrea să mi se ierte păcatul, să-mi fie acoperită fără de legea, extraordinară oferta lui Dumnezeu. El o lansează în toată lumea. Cine aude? Am auzit. Aș dori foarte mult ce trebuie să fac. Ce ar răspunde Domnul acestuia care întreabă ce trebuie să fac? Crede numai. Atâta i-ar spune. Ați văzut cum a intrat Iair în panică în momentul în care a văzut că Iisus întârzie cu femeia cu scurgere de sânge să meargă la el acasă, a văzut că întârzie și după aceea, ca să pună capac la durerea lui, au venit cei de acasă și a spus, frate, nu mai veniți degeaba, veniți degeaba, acum că fata a murit deja, s-a încheiat. Când s-a întors Iisus spre el, omul acesta avea o față disperată și întreba ce să fac acum, ce să mai pot face, ce i-a răspuns Iisus? Nu te teme, crede numai. Atât, nu ți-a cerut Dumnezeu altceva ție. Tu nu poți să înviezi morți. Tu nu poți să mântuiești pe nimeni, cu atât mai puțin pe tine. Nu, tu nu poți să faci așa ceva. Cine ți-a spus asta, te-a mințit rău de tot. Dacă ai cumpărat-o, du-o repede înapoi. Tu nu poți să faci nimic. Crede numai. Și va fi tămăduită. Ferice de omul acela. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul. Dar totuși, chiar așa, adică aș vrea să știu, mă frământă puțin treaba aceasta, nu mă mulțumește o explicație foarte bine, eu sunt o minte complicată și eu vreau să întreb în toate direcțiile, să mă asigur, eu sunt un om care n-am putere să mă am încredere, n-am încredere în nimic și nimeni, am trăit într-o lume nesigură și vreau să mă asigur, înainte să trec strada, mă asigur din toate părțile și de sus, mă asigur să nu-mi cadă ceva în cap și înainte, asta este firea mea. Și acum, în capitolul 43, Isaia reia acest gând minunat și îl dezvoltă spunând așa, versetul 25, capitolul 43, eu, adică Domnul, eu îți șterg fără de legile. Nu tu. Prin penitențele tale, prin ce faci tu. De două ori pe săptămână postești chestii. Trebuie. Nu se iartă păcatul cu așa ceva. Eu îți șterg fără de legile. Dar, din nou, Doamne, ce să fac, cum să fac? Care e motivul? Motivul cel mare pentru mine, de dragul numelui meu, zice Domnul. Nu pentru tine. Nu e nimic în tine care să șteargă fără de legi. Este ceva în tine care să mulțească fără de legi. Asta este un repede vine, se mulțește păcatul fără margini. Eu șterg fără de legile pentru mine. Ați observat ce se întâmplă în lume? Și ați observat practica generală a bisericilor. Ia pe un om de pe stradă, un om care mergea liniștit. N-ai vrea să studiem Biblia? Da. Cu plăcere, sigur. Și începe studiul biblic.
Care e prima operație pe care o fac cei mai mulți dintre acești lucrători? Nu spun ce fel, lucrători. Ei lucrează, oamenii aceștia. Prima lor grijă este să ia un om liniștit de pe stradă sau din familia lui unde trăia așa de liniștit, să-l invite la biserică și să-l convingă că e un diavol. El nu știa treaba asta când era în viața lui liniștită și fericită acasă. Niciodată nu i-a trecut prin minte că e un diavol. Nici n-a crezut că e un înger, omul acesta. A fost un om pașnic, un bun gospodar, un om liniștit și a văzut de viață. Nu, cineva l-a luat și i-a spus, oho, stai puțin, ești născut în fără de lege, în păcat. Până la urmă s-a ajuns la punctul ca omul acela să fie convins de situația lui, nu numai fără niciun fel de speranță, dar chiar demonică. După ce s-a asigurat bine că omul a înțeles că e diavol, i-a spus, acum poți să mărturisești că ești diavol. Și omul trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu și să-i spună treaba aceasta, distrus complet. Spunea Mântuitorul generației, zice, puneți niște poveri peste oameni, le puneți în spinare niște lespezi inimaginabile, voi nu purtați așa ceva, că voi nu credeți în chestiile acestea, dar le puneți pe spatele altora. Îi faceți pe alții să plece de la fiecare predică încuvoiați de spinare. Au venit bieții oameni purtând niște lespezi în spinare, încă un sac de ciment peste lespezile acestea și încă unul și femeia era cocoșată până ei s-a curbat coloana. După ce un om a ajuns să primească această imagine demonică despre sine, atunci este dus la Dumnezeu. Ei, acu ești bun, te-ai pocăit, îți pare rău de ce ai făcut, nemaipomenit, adică mă lupt să-mi pare rău, nu prea îmi pare rău, dar aș vrea să-mi pare, dar nu... Cum trebuie să zic? Am ascultat niște femei, erau în alfabete. Le întreba la botez, crezi în cutare? Ai lucruri? Le întreba despre niște cărți. Crezi în cărțile acestea? Da, mai că a zis femeia. Nici o grijă. Ea nu știa să se iscălească femeia. Dar ea n-a durut o gura să spună. Și omul repetă, omul spune sub povara aceasta teribilă care a fost așezată pe spinare. Recunoști că ești un păcătos, fără niciun fel de speranță, ești în ultimul grad, ultimul nenorocit. Omul zice, da, e gata, atunci Domnul îi aruncă, cum dai tu lucuțul când sare frumos și prinde mingea din aer, îi dai o bucată de zahăr, gata, ca să știe că îl răspătește. Atunci Domnul îi iartă păcatele, pentru că omul ăsta s-a pocăit. N-am știut că pocăința iartă păcate. Pocăința care de cele mai multe ori este una dintre cele mai lamentabile forme de prefăcătorie a ființei umane. Încerci să te prefaci înaintea lui Dumnezeu, să te sluțești, adică slut însemnează urât, stai supărat, chestii ca farisei de pe vremuri, să nu vă sluțiți fețele ca ăștia, ca oamenii ăștia. Nu încerca să faci. De cele mai multe ori e groaznic. Mai bine spune lui Dumnezeu, Doamne, mie unul nu-mi pare rău, asta e beleaua. Adică știu că e rău ce am făcut. Aș vrea să-mi pare rău acum, să mi se rupă sufletul în mine. Aș vrea să mă arde inima. Nu mă arde, uite-te. Spune-i treaba, să nu te preface că te arde inima, că știi că n-are niciun fel de valoare. Domnul știe că e numai vopseașă. De ce oare cineva trebuie să apeleze la iertarea păcatului și a fără de legii? Pe această cale, să încerce să câștige iertarea fără de lege și acoperirea păcatului pe calea acestei poveri groaznice pusă în spinare cu fiecare nouă slujbă la biserică, îi se pune în spate tot mai mult și n-ar câștiga el altfel. De ce nu te-ar întoarce și nu te-ar pocăi bunătatea lui Dumnezeu și nu nelegiuirea ta? Pocăința prin nelegiuirea ta? Păi nu face altceva, frățioare, decât să devii și mai rău, și mai jos, dacă încerci din răutatea ta să faci un argument să vii acolo. Epistola către Roman spune, nu vezi tu că, tare, tare ziceți, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, nu chipurile, vai ce păcătosul, păcătoșilor poți să fii. Nu, nu minți, frățioare, că nu este așa. Dacă este să spui drept, spui, păi ce, eu am făcut ce a făcut ăsta de lângă mine, ce, nici nu știi cine e ăsta. Dacă e vorba să vorbim adevărul așa cum este el în Hristos. Nu, Dumnezeu, Domnul Hristos nu a ales să pună asupra oamenilor poveri grele cu a nevoie de purtat pe care El nu le-a atins nici cu un deget. El ne-a adus la Dumnezeu pe noi cu o altă predică, nu cu predica lespezilor de fără de lege din spatele nostru, ci cu predica aceasta. Vrei să fii fericit? Da. Crede, măi frate, pe Dumnezeu care ți-a iertat păcatul și ți-a acoperit fără de legea? Uite-te acolo, te rog!
Uite-te pe dealul ăla și vezi dacă e adevărat. Și vei vedea că este adevărat și îți va convinge sufletul. Niles este un pastor care povestește că era despre un episcop că încheie predica lui cu spunând despre trei studenți în Paris. Erau trei studenți în Paris și lumea mergea la spovedanie pentru de Paște, cum se merge acum pentru iertarea păcatelor, și când i-a văzut unul dintre ei vorbește așa disprețuitor și uite, oamenii înculți, niște minciuni perpetuate de secole, nimic adevărat. Dar ceilalți doi studenți îi spun lui, măi băiete, dacă ești așa curajos și voinic și te iei chiar de Dumnezeu din cer și de slujbe de felul ăsta, mai ai curaj să-i spui și lui popa chestia asta, lui preotul care îi spovedește pe oamenii ăștia, ai curaj să-i spui exact ce ne-ai spus nouă. Și el, brav și curajos, cum să nu-i spun, mă frate? Și imediat intră în biserică acolo, se așează și el la coadă, cu toată... Vă rog să urmăriți, pentru că acestea nu sunt, asta nu este o parabolă. Aceasta este o pagină biografică din viața unui om. Autobiografică. Stă la coadă acolo și îi vine rândul și ajunge în fața preotului și a spus, știi ceva, domnule, tot ce spui dumneata acestor oameni sunt niște minciuni. Ăștia sunt niște inculți și niște analfabeți. Nu este nimic adevărat în tot ce faceți aici. Și preotul foarte calm îi spune, tinere, am tot respectul pentru convingerea ta. Întrebarea mea este, ce ai căutat aici? Adică nu cred că ești la locul potrivit. Aici oamenii ăștia au alte treburi care sunt în coloana asta de vin aici. Tu, chestia asta, nu, tu nu ai venit aici ca să... Aici să fac niște... Da. Deci, îi repetă băiatul ăsta foarte obraznic și îndrăzneț. Aș vrea să știi că totul este o minciună. Știința astăzi a făcut și adresa. La care preotul îi spune, zice, uite, admir curajul tău, foarte frumos. Am o întrebare. Ai avea curaj să mergi în fața crucii ăștia de aici și să spui, spune cuvintele astea, nu e nimeni, nu crezi în nimeni, nu e nimic, absolut nimic. Dar du-te acolo, uite, du-te în fața la cruci. Spune așa, e nimic, tu spui că ai murit pentru mine, mie nu-mi pasă de tine, nu vreau să... Du-te și spune cuvintele astea acolo. Și tânărul a plecat. A plecat pentru că obraznicia nu are hotare. Deci când un om este obraznic, simte nevoia să fie și mai obraznic. Și a mers acolo în fața crucii și a spus, nu-mi pasă de nimic, nimic nu e adevărat. Și preotul s-a uitat la el și i-a spus, poți să mai spui încă o dată treaba aceasta. S-a dus înapoi, a spus a doua oră. S-a întors înapoi, poți să spui a treia oră? Și a zis da. Și s-a dus a treia oră și a treia oră a rămas mut, n-a putut să vorbească. A treia oară a rămas mut, a stat, a stat, a stat și a simțit că s-a rupt ceva în el deodată. S-a întors înapoi în fața acestui preot și a spus, pot să mărturisesc și eu păcatele. Încep, i-a spus. Știți cine era? Cel care, episcopul care a povestit asta, zice, băiatul ăla al treilea sunt eu. Deci așa am ajuns eu dintr-un student ateu din Paris, împreună cu alți doi colegi ai mei, în dimineața zilei de Paște am trecut prin fața bisericii, ne-am bătut joc de ce era acolo și așa am ajuns eu. Când am ieșit afară din biserică unde mă așteptau colegii mei, zice, deja noi aparțineam unor lumi diferite. El a devenit unul din cei mai cunoscuți predicatori din istoria creștinismului, iar ceilalți doi sunt anonimi, probabil dânsul ofiștind numele lor. Marea întrebare a Domnului către noi astăzi nu este făcutare sau cutare lucru, ci El ne întreabă așa cum a întrebat-o pe Marta. Crezi tu lucrul ăsta? Că îi spunea, era în fața unui mormânt și unei situații reale, absolut reale, și el era real în fața ei și îi spunea, fratele tău o să învieze. Și a spus, da, la învierea de apoi. Nu la apoi, eu sunt învierea. Învierea este aici cu tine, învierea este o persoană, eu sunt învierea. Oriunde sunt eu, acolo este învierea. După care o întreabă, zice, tu crezi treaba asta? Și ea spune, cred, Doamne, că Tu ești Hristosul. I-a fost frică să spună, cred, Doamne, până la urmă încheie cu niște cuvinte pline de speranță. Zice, totuși, știu că și acum orice vei cere de la Dumnezeu, să știi că îți dă. Adică, scoate capul până la urmă, nu se neacă. Am fost așa de
te impresiona de acest Christopher Hitchens. Eu am o slăbiciune pentru oamenii care nu cred în Dumnezeu. Eu nu-i cred în primul rând ce spun ei, niciodată nu-i voi crede. Cât voi trăi eu pe lumea asta, nu o să pot crede pe nimeni care spune că nu crede în Dumnezeu. E altceva acolo, e o problemă personală, este o, mă rog, e cu totul altceva. Am o deosebită împreună simțire și prețuire pentru oamenii aceștia care luptă în așa condiții groaznice. Și unul dintre ei, Christopher Hitchens, care este cunoscut, îl găsiți în internet oriunde, îl găsiți dezbaterile lui celebre, atee, împotriva celor mai cunoscuți apărători ai creștinismului din secolul trecut, din secolul acesta, îl veți găsi pe omul ăsta acolo. După care la 60 și ceva de ani îl veți găsi aici în America bolnav de cancer la esofag, murind, slăbit de tot. Sunt înregistrate și ultimele lui prezentări. Ultimele cuvinte, puterea e dusă complet, e atât de slăbit de nu pot să... Cât de voinic și de curajos și de puternic era omul ăsta, acum este ca un copil. Și cineva încearcă să profite de acest patul morții zis, dacă se poate obține o mărturisire din asta pe patul morții, să-i stoarcă, să-l facă pe un om, să-i stoarcă moartea din el sau boala, cancerul, să stoarcă din el ceea ce n-a reușit să scoată dragostea lui Dumnezeu. Deci bunătatea lui Dumnezeu nu te-a adus la pocăință, dar poate te aduce cancerul sau patul de moarte. N-are sens să încercăm să mai vorbim pe tema asta. Dar unii încercau să îi smulgă o mărturisire de tip inchizitorial de acest fel. Și poate acum crezi în Dumnezeu, poate acum pe patul de moarte te-ai pocăi, poate ești ca tâlharul după cruce, poate că... Și el spune, nu, zice, încă nu mi-a adus nimeni mie acel argument ca să mă ajute să cred în Dumnezeu. Nu mi-a adus nimeni încă acel argument. Și Dumnezeu, așa cum îl prezentați voi, nu răspunde sufletul meu la așa ceva, nu găsesc niciun fel de eco. Și în timp ce spun el, încă nu mi-a fost adus argumentul acela, zice el, dar mie îmi plac surprizele. Când am citit cuvântul ăsta, mi s-au tăiat genunchii, am zis, Doamne, minunat, astea-s cuvintele tâlharului, adu-ți aminte și de mine, Doamne, poate ai o surpriză și pentru mine. Extraordinar! Așa încheie, mie îmi plac surprizele, mai ales în domeniul acesta. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici nu cere de la noi altceva. Ferice. Ferice de omul acela care a crezut pe Dumnezeu. Ferice de acela cu păcatul iertat și cu fără de lege acoperită, care a crezut că Dumnezeu poate să facă așa ceva pentru el. Această credință este credință vie care va lucra în el. Și va schimba viața și nu va lăsa niciun fel de urmă în sufletul acela care ieri n-a crezut nimic, iar astăzi se întoarce dinaintea lui Dumnezeu o ființă nouă, căci el zice și se face. Lui nu-i trebuie evoluție ca să creeze un creștin. Aceasta este psihologie, este altceva de orice natură. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în a zice și a face. Am citit astăzi după masă că Alexandru Macedon avea un obicei când mergea în apropierea unui oraș sau unei cetăți pe care urma să o angajeze în război, el propunea pace în primul rând. Și pacea pe care o propunea el o lega de o anumită lumină, aprindea o lumină la poarta cetății și le spunea oamenilor, uitați-vă aici, oferta păcii este dată vouă până nu se stinge lumina aceasta. Când s-a stins, din clipa aceea nu rămâne nimic, piatră pe piatră nu rămâne aici în locul acela. Dar atât timp cât rămâne lumina aceasta, oferta păcii este deschisă. Nouă nu ne-a fost aprins o făclie din aceasta sau o lumânare care să consume ulei de caștelor sau de balenă, cum consuma ale lui Macedon. Nu. Nouă ne-a fost aprinsă lumina lumii. În timp ce lumina aceasta nu se stinge niciodată, ochii care văd această lumină se pot stinge. Și se pot stinge așa de pe neașteptate și pe căi atât de negândite. De aceea, Biblia spune, atâta timp cât se mai spune astăzi, atâta timp cât se spune astăzi, nu vă împietriți inimile, nu refuzați oferta pe care Dumnezeu o dă, nu o schimbați pe altceva, stai să vezi că nu e chiar așa, e mult mai complicat. Refuzați să puneți orice fel de povară pe spatele sau pe sufletul cuiva, lăsați pe Duhul Sfânt să facă treaba aceasta.
Noi nu suntem Duhul Sfânt. Când noi încercăm să facem lucrarea pe care numai Dumnezeu poate să o facă, noi vom neglija întotdeauna lucrarea pe care trebuie să o facem noi ca oameni. Pe aceea nu o vom face, pentru că noi vrem să facem alta. Nu, lăsați pe Duhul Sfânt să pună poverea asupra conștiințelor cuiva. El este acela care va... Lăsați-L pe El să producă întristare pentru păcat. Lăsați-L pe El să producă bucuria mântuirii, nu oameni. Singura datorie sfântă a noastră este să mărturisim ce s-a întâmplat cu noi, uite ce am văzut cu ochii mei, ce am trăit cu viața mea, și să conducem pe omul de lângă noi la același doctor care ne-a scăpat pe noi. Asta e tot ce putem să facem. Este așa de trist că Iuda știe bine prețul mirului, dar nu știe prețul lui Iisus. Rămâi încremenit. Chiar așa. E la fel de trist și de zguditor că noi știm atâtea lucruri despre ale credinței și ale Evangheliei și nu știm tocmai pe acesta care e așa de simplu. Ce alta a cerut Dumnezeu de la tine? Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Păi da, de unde ți-a venit ideea de mântuit? Păi am văzut niște oameni mântuiți aici care au cântat toată noaptea cu picioarele în butuci. Aș vrea să fiu și eu ca oamenii ăștia. Ce să fac ca să fiu și eu mântuit? Un lucru simplu. Crede cuvintele pe care ți le-a spus Dumnezeu. Asta e tot ce cere Dumnezeu de la tine. Nu se poate, numai așa de simplu? Da, ca să facem lucrările lui Dumnezeu trebuie să fie ceva foarte, foarte complicat. Nu. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la noi, de la voi, de la fiecare dintre noi, este să credeți pe acela pe care l-a trimis El. Aceasta este lucrarea la care suntem și noi chemați în această seară și am marea bucurie și convingere că făgăduința aceasta a lui Dumnezeu, a acoperirii păcatului nostru și fără de legile noastre, nu va fi prin necredință plătită oamenilor, plătim pentru păcate, într-un fel sau altul, nu, ci vom recunoaște că ele au fost deja plătite. Prețul a fost plătit. În momentul în care încerc eu să plătesc, înseamnă că eu nu cred că au fost plătite. Încerc eu să plătesc. Nouă ni s-a adus o veste bună ca aceasta și Dumnezeu ne cere să avem mare încredere. Este un desen animat englezesc. Un marinar naufragează pe insulă. Și după foarte mulți ani este descoperit acolo. Și la un moment dat apare o corabie, știu eu, 20-30 de ani cât s-a petrecut el acolo, izolat pe insula aceea. Și apare o corabie, coboară echipa de salvare și merg înaintea lui și îi spun salutări din partea capitanului. Capitanul a trimis barca asta de salvare, a văzut fumul de pe insulă și salutări din partea capitanului. Noi venim de la Londra, am plecat, adică noi venim din Anglia și capitanul ți-a trimis salutări. Nu avem de gând să te salvăm neapărat. Uite, înainte să facem lucrul ăsta, zice, capitanul ți-a trimis o grămadă de ziare. Întâi citește ziarele astea, întâi vezi ce se întâmplă și spune-ne dacă mai vrei să fii scăpat de aici după insulă sau vrei să rămâi în continuare pe insulă, după ce citești toate ziarele acestea. Nu știu dacă, după ce a citit ziarele, nu știu dacă omul a vrut să mai fie scăpat de acolo sau a zis, nu, lăsați-mă pe insulă cu nuci de cocos și cu pește aici, că o duc bine cât o-i trăi, ce scrie în ziarele acestea numai. Nu știu cum a răspuns omul acesta, dar știu că nouă nu ne-a fost trimis un ziar de felul acesta. Nouă ne-a fost trimisă o veste bună și mai bună ca vestea aceasta nu poate să fie nicio alta. Și alternativă la această veste bună nu există. Dacă ar fi existat, Dumnezeu ar fi spus-o. Și nouă ni s-a dus această veste bună ca și lor, în nimeni altul nu este mântuire, dar în El este mântuire. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru fericirea la care ne-ai chemat să fim părtași, pentru acoperirea păcatului și fără de legilor noastre în sângele care a fost vărsat pentru mântuirea noastră. Iartă-ne, Doamne, te rugăm că am refuzat fericirea aceasta de multe ori și lucrul acesta ne-a făcut să plecăm întristați dinaintea Ta. Iartă-ne că am refuzat să credem cuvintele Tale. Dar venim înaintea Ta, Doamne, și ne rugăm împreună cu omul acela, ajută-ne credinței noastre, te rugăm.
De aceea rămână harul tău peste noi toți și peste rugăciunea aceasta pe care am înălțat-o înaintea ta și fă ca adevărul tău să locuiască totdeauna în inima noastră și în viața noastră. Aceasta e rugăciunea pe care am înălțat-o în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.